Discutăm acum despre un alt studiu al oamenilor de știință american pe care încep să-i ador. Rezultatul cercetării este foarte simplu. Femeile au nevoie de mult mai mult somn decât bărbații. În consecință, stimați domni, dacă vreți să aveți alături partenere calme și amabile, ar fi bine să nu vă mai așteptați ca dimineața să găsiți micul dejun pe masă. Vă treziți dumneavoastră mai repede și vă descurcați. Dar acum să revin la studiul savanților, de la ce a pornit mai precis. De la faptul că femeile sunt mai active în timpul zilei și se gândesc la mai multe lucruri în același timp. Deci, sunt mai obosite psihic decât bărbații. Se trezește, face pachetelul copilului, îl duce la școală, fuge la birou unde stă chiar mai mult de 8 ore, ajunge acasă, pregătește cina pentru întreaga familie și abia apoi își acordă și ei câteva minute. Așa arată programul zilnic pentru majoritatea femeilor. În acest caz, da, cercetătorii americani au dreptate. Femeile sunt mult mai active decât bărbații, dar nu au neapărat nevoie și de mai mult somn. Fiecare organism se recuperează diferit. E adevărat că în timpul somnului trecem prin stadii diverse de somn mai superficial, somn mai profund. În stadiul profund există repararea și recuperarea celulelor nervoase. Și n-aș putea spune dacă o femeie care muncește și face mai multe treburi deodată are nevoie de un număr mai mare de ore de somn. Ce știe însă sigur despre somnul femeilor este că nu este la fel de profund ca cel al bărbaților. Au, în schimb, un somn mai superficial, pentru că ele sunt obișnuite cu maternitatea, își cresc copii. Atât femeile cât și bărbații au nevoie de un somn sănătos. Dar cum se traduce acest somn în ore? În jur de 7-8 ore de somn pe noapte. Există persoane care se recuperează în mai puține ore de somn, există persoane care au o durată mai lungă de somn pentru a se recupera. Ideal ar fi să ne culcăm la ora 22, astfel încât somnul să fie de 8 ore până la ora 6, când ne trezim și începem o nouă activitate și să pornim odihniți și cu tot organismul pregătit pentru un efort fizic de zi cu zi. Regula somnului este simplă și pe înțelesul tuturor, iar lipsa lui nu aduce nimic bun. Poate duce și la depresie alături de factori cauzatori, cum ar fi consumul excesiv de cafea, stimulente. Așadar, dormiți, dragilor! Somnul nu a făcut rău niciodată nimănui.